Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. S-ar zice că astăzi poți învăța ce valoare au singurătatea și tăcerea, că ele nu sunt altceva decât forme alternative de a trăi. Afectiv poți face cu generozitate risipă de sentimente, fără să te simți folosit ori secătuit de forță și energie. Scorpion. Astăzi poți simți că totul poate fi iertat, reparat și remediat. În lumina unor regrete care revin în actualitate, poți alege să dregi busuiogul într-o serie de relații personale compromise. Săgetător. E posibil să devii mai binevoitor și înțelegător, empatic, putând ajunge să te substitui în mare măsură persoanelor de lângă tine. Te identifici destul de fidel cu suferința și cauza lor. Capricorn. Manifești probabil astăzi un comportament contradictoriu, greu de înțeles de către cei apropiați. Fie ești prea concesiv și dispus la compromisuri, fie ești prea rigid și rece. Vărsător. Poți fi destul de ezitant, introvertit și timorat astăzi. Se poate să nu îndrăznești să faci un pas mare, să iei o hotărâre importantă decât dacă ești silit de împrejurări pești. Nu reușești poate să ajungi cu ai tăi la un numitor comun în privința unei idei rentabile de bani, iar faptul că o hotărâre de familie trenează îți poate șubrezi bugetul. Acestea au fost previziunile astrale pentru ziua de vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!